Acum vreo 2 ani de zile am încercat să fac acasă gem de căpșuni fără zahăr. Cred că am încercat la momentul respectiv și de pere fără zahăr și nu mi-a ieșit. Nu a ținut, n-a avut niciun gust, nu s-a legat, așa că astăzi m-am gândit să cerem ajutorul unui specialist. Pentru că sunt preferatele mele, sunt preferatele copiilor, dar în același timp nu le putem conserva nu foarte bine și nu ne putem bucura un an de zile de ele. M-am gândit să facem un gem de căpșuni fără zahăr, dar am nevoie de sfaturile tale. Sunt 3 metode prin care poți să faci dulceață sau gem de căpșuni. Una este metoda clasică, în care fierbi fructele la o temperatură foarte scăzută, foarte multă vreme. A doua ar fi aceea în care ai folosit un gelifiant fără zahăr. Și a treia ar fi, pentru că mi-ai spus mai devreme că nu știi cum se leagă, cel mai bine să folosești semințe de chia. Semințele de chia adăugate în gem întotdeauna vor da acea consistență de gelifiant. Cât putem să le păstrăm și unde? Neapărat într-un spațiu răcoros, neapărat închise etanș și neapărat să fie un termen care să nu depășească 3 luni de zile. Ne apucăm de treabă? Ne apucăm de treabă, da. Avem aici căpșuni proaspete, avem xilitol de mesteacăn, îl recomand pentru dulceață. Noi ce metodă facem astăzi? Noi o să folosim metoda clasică, dar nu plictisitoare, pentru că nu va fi o dulceață simplă, ci va fi o dulceață de căpșuni cu ciocolată albă. Plita, din nou, la temperatură foarte, foarte scăzută. Da? Lăsăm la foc foarte mic, nu? Foc foarte mic pentru un timp îndelungat. De ce? Pentru că în felul acesta se păstrează în fructe absolut toate vitaminele, se păstrează în fructe toți nutrienții. Punem fructele întregi? Este fructele, ok? Fructele le se pun întregi. Bun, căpșunile le-am pus la foc, adăugăm și îndulcitorul. Când ne dăm seama că este gata? La un moment dat va scădea foarte mult nivelul pe care îl avem. Acum avem o cratiță plină cu fruct și îndulcitori, iar la final vom avea undeva la sfert. Dana a pregătit deja o dulceață de acasă, pentru că nu putem să stăm chiar 2 ore la filmare. Aceasta este consistența. Deci, la din, care vrem să din ajungem. Oala aceea. Din oala aceea, este da. Este fix. Acesta este cantitatea. Vom adăuga ciocolată albă și mai lăsăm puțin. Să se topească ciocolata. Da. Mulțumim foarte mult. Cu mare drag oricând. Și te mai așteptăm să și pus alte sfaturi și alte rețete la fel de delicioase.